Salutare, dragi prieteni! Vin cu o veste foarte bună și doresc să vă anunț pe toți că am implementat o aplicație genială care va face posibilă conversia video către subtitrare automată și în limba română. Am lucrat destul de mult la această aplicație, iar acum am reușit să scot o versiune stabilă V001. Haideți să vă prezint această minunată aplicație. Să vedem cum arată interfața și ce poate face. Deschidem aplicația. După cum puteți observa, de data aceasta avem mai multe butoane și un meniu de limbi pentru selecție pe care o să-l prezint. Această aplicație folosește un app de la Microsoft denumit Microsoft Cognitive Services SPI. Acest app nu este gratuit, din păcate, iar din această cauză nici această aplicație nu va fi gratuită. Însă haideți să vă prezint cum funcționează această aplicație. Mai întâi voi alege un video de pe canalul meu de YouTube pe care îl voi descărca automat folosind această aplicație. O să aleg un video mai scurt deoarece conversia o să dureze puțin. Haideți să facem subtitrare pentru videoul cu titlul Cum joci pe două monitoare. Deschidem videoul pe YouTube și copiem linkul în aplicația noastră. Acum apăsăm pe YouTube Audio Download. Vom aștepta puțin. După cum puteți observa, au fost create 3 fișiere automat în locația proiectului nostru. Am primit și un mesaj de confirmare acum. După ce avem o cale în aplicație către WAV, înseamnă că putem începe conversia automată. Apăsăm Start. Trebuia să selectez limba română. Dacă am selectat o limbă, aceasta se va salva pentru totdeauna. Acum că avem descărcat videoul în format WAV, va trebui să facem import audiofile și să dăm start pentru a începe conversia. În momentul în care avem calea jos către WAV, putem apăsa butonul start pentru a începe conversia. Haideți să vedem ce se întâmplă acum. Primul timp va fi fără subtitrare, însă nu este important. Haideți să vedem cât de bine a tradus. Salut, eu sunt Leuțu și astăzi să vă arăt cum vă puteți seta două monitoare și cum vă puteți juca pe două monitoare simultan. Ei bine, dacă aveți o placă video ca mea Nvidia, de la Nvidia, va trebui să deschideți Nvidia Control Panel, dar înainte de asta, haideți să vedem dacă avem conectate mai multe monitoare. Din secțiunea Display Settings, dacă dați Identity, o să vă scrie pe toate monitoarele care aveți conectate un număr. În cazul ăsta este 2, 3, înseamnă mai am încă două monitoare, 3 și 1. Ce este foarte important e faptul că timpul este sincronizat perfect. Unul este monitorul de la laptop, 2 și 3 sunt două monitoare externe. Aceste monitoare externe vor fi văzute, din păcate, doar acestea, deoarece primul monitor al laptopului este văzut doar din placa integrată, iar încă nu am găsit o modalitate să pot să trec acest monitor pe placa dedicată. Încă nu am găsit, dar probabil dacă o să găsesc treaba asta, voi putea să conectez 3 monitoare simultan. E bine, deci după cum puteți observa, avem 2, 3, 1, însă aceste monitoare sunt separate. 3 este... După cum puteți observa, conversia se face undeva la 98% corect. Singura problemuță este că trebuie să așteptăm puțin până termină. Acum a procesat un minut și ceva. Nu dădusem eu refresh. Însă programul a ajuns deja la minutul 5.
Dacă apeși o tastă, el va face refresh, oricum la sfârșit ne va apărea un mesaj de finalizare. Haideți să vedem ce a mai scris pe aici. De FPS-uri dacă nu filmez. Deci eu zic că este ok să mă joc în două monitoare, deși nu mă deranjează chestia asta, iar oricum refresh rate-ul la monitor este limitat la 60 de FPS-uri, este limitat refresh rate-ul, pentru că monitoarele externe nu au mai mult de 60 de FPS-uri, nu au refresh rate-ul mai mare. Ok, dacă vreți să mergeți înapoi pe câte un singur monitor, intrați în ok, cred că aproape a terminat. Am primit și mesajul de finalizare. Acum haideți să vedem cum arată subtitrarea. Conectați la placa video, da, monitoarele, se va trebui să vă apară aici ca să le puteți viziona pe toate. Să aveți o zi. Ok, acum haideți să exportăm subtitrarea pentru YouTube. Haideți să punem și subtitrarea. Aici vom alege Wisdoming. Trei este monitorul, această căsuță de aici. Aici ar trebui să aveți două monitoare, exact cum am eu, vedeți, eu am placa video și de pe output la placa video am extend la monitorul 1 și 2, deoarece ele nu sunt vizibile în momentul ăsta, așa că o să le dau extend, keep settings, așa am activat un monitor, o să super tare. Să mut fereastra pe celălalt monitor, voi vedeți doar un singur monitor acum, și îi voi da și la celălalt dedicată, deci nu mă lasă din OBS să-l selectez, aș fi vrut să-l publicăm. Din păcate am primit o excepție la finalul procesării, iar ultima parte nu a fost tradusă. Trebuie să vă conectați la placa video, da, monitoarele, eu deja le-am conectat, asta vă trebuie să faceți dacă vreți să aveți posibilitatea, iar aici în Configure Surrounding Physics va trebui să le aveți conectat. Voi face un update în care aplicația va continua să traducă chiar dacă apare o excepție în traducere cum am pățit noi. Ok, haideți să testăm pe un alt video. Haideți să facem o subtitrare pe clipul multi-live. Pe mai multe platforme în același. Control A și ștergem tot din formularul de text. Acum punem link-ul. Așteptăm să termine. Gata.
Start. Trebuie să mai apăsăm câte un Enter dacă nu scrie nimic aici. Salut! Astăzi o să vă arăt cum puteți să faceți live. De asemenea, din DumpTX te puteți vizualiza subtitrarea până termină dacă nu doriți din acel formular. Acum să vedem cât de bine a tradus. Va trebui să mergeți în setări la OBS și va trebui să adăugați la stream. Restream eu, avem două aici, restream eu, RTMP și FTL. FTL-ul cred că este pentru mobile, iar RTMP este o bandă mai mare, să zic așa, pentru. Aici nu prea a tradus bine deoarece nu se auzea corect. Aici de la Ad Channel puteți să selectați foarte multe platforme. Avem Mixer, YouTube și multe altele, Steam și așa mai departe. De la YouTube puteți să adăugați și YouTube Events. Este practic noua platformă de live-uri de pe YouTube. YouTube Stream Now. Aș face mai multe logări și nu asta intenționat să fac. După ce dați aici Start Stream, în meniul de aici o să apăreți voi live, iar dacă intrați pe Twitch și pe YouTube sau pe platformele care le-ați adăugat aici, în primul rând vreau să spun că aici o să apare și aici cu verde, când merge, și aveți o confirmare în momentul în care sunteți aici verde că sunteți live pe ambele platforme. Și de asemenea trebuie să le bifați de aici, să fie super tare. La final avem același bug, însă nu este problemă deoarece îl voi rezolva la următorul update. Ce nu? Pa, pa. Practic a tradus tot. Haideți să facem import să vedem. Export. Acum punem subtitrarea. Ce am eu selectat, în cazul ăsta Twitch-ul și YouTube-ul,
și poți să trimiți mesaje și poți să văd în timp real mesajele direct din browser. Există și modalitatea să și va trebui să adăugați la stream. Restream.io, avem două aici, Restream.io, RTMP și FTL, cred că este pentru mobile, iar RTMP este o bandă mai mare, să zic așa, pentru... Traduce și prostiile care le spuneam și nu uitați că ce se aude are și muzică pe fundal. Ok, dacă doriți și dumneavoastră această aplicație. Deci dacă doriți să cumpărați această aplicație, tot ce trebuie să faceți este să trimiteți pe PayPal 5 euro. Aveți link aici, http://paypal.me/imarianro. Iar eu vă voi trimite arhiva cu aplicație direct pe e-mailul dumneavoastră de pe care ați trimis banii sau pe cel sugerat în descriere. Mai există și butonul import videofile care va face o conversie la un video salvat în PC la OAV și veți putea să scoateți subtitrarea direct din acel OAV. Haideți să vă arăt un exemplu la o melodie de a mea. Este primul test care îl fac pe o melodie, chiar sunt curios dacă funcționează. Ok. S-a actualizat padul. Abdomene genoflexiuni și alte porcării, flotări și ridicări, făceam și de zi, însă nu se observa masa musculară, m-am săturat, o să mă apuc de sal, de o lună întreagă am stat și m-am gândit, cum ar fi să merg la sală și m-am hotărât, să mă duc la sala de forță să încep să trag, să îmi fac program stabil și să încep să bag, m-am apucat de sal. Se pare că merge suficient de bine. Nu uitați că avem și muzica care poate încurca. Pe lângă limba română să nu uităm că avem toate celelalte limbi disponibile în aceeași aplicație. Iar prețul aplicației pentru ce oferă, eu zic că este destul de mic. Tratament, 60% nutriție, 40% antrenament. Subscribe la Imero. Da. Subscribe la Imero. Să aveți o zi bună. Clopoțel. Sigur. Am apucat.